17. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 27 iulie 2023. După efectuarea apelului nominal, constat că dintr-un număr de 21 de consilieri în funcție sunt prezenți 17 consilieri. Participă în format online pe platforma Zoom domnul Damian Georgică, domnul Modrogan, domnul Alexandru Potor, doamna Oancea, domnul Bunea. Constat că sunt îndeplinite prevederile legale pentru desfășurarea ședinței din punct de vedere al prezenței. Pe ordinea de zi, astfel cum ați fost convocați, avem inițial un număr de 14 proiecte. Au fost două suplimentări cu trei proiecte diferite. Rezultă un număr de 17 proiecte pe ordinea de zi. Da, o să schimbăm puțin ordinea de zi, pentru că ultimul proiect vom schimba proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2023. Toate proiectele de hotărâre care sunt prezente pe ordinea de zi au primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Pentru. Pentru. Și domnule Laura, este prezentă 18 consilieri. Constat că este aprobată ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei președinte. Vă rog. Bună ziua! Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 iunie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi. Eu mă aud foarte prost. Nu îmi dau seama. Care este primul punct? Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare. Absolut rog. Iertați. Da, nu e problemă. Eu am microfonul deschis. Deci este... Asta cu ceilalți din online vă aud. Mă auziți? Nu s-a auzit. Mihai? Am dat microfonul ăsta la maxim. Da, vă auzi. Mă auziți? Nu este regulă. Ok, nu-mi dau seama ce se întâmplă. Domnul secretar? Da, vă ascult. Ne auziți? Da, eu vă aud foarte tare și clar. Vă aud foarte bine. Sunt pe WhatsApp. Vă sunăm pe WhatsApp. A ieșit. Deci este primul pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 29 iunie. Sunteți pentru? Nu. Deci nu-mi dau seama ce se întâmplă. Nu, noi trimit imediat ordinea de zi, ca mesaj. Nu mă voi deconecta dacă mi se aude sistemul. Din păcate nu funcționează. Nu mai puțin. Ce l-ați spus din noi? Auziți? Nu. Nu refresh. Da, vă auzim. Da, vă auzim. Ok, atunci... Gata, am trimis asta cu proiectul. Din cei prezenți în sală, toți au votat pentru... În 2... 4-5 voturi incerte. Deci, mă auziți acum? Nu-mi dau seama de ce... Eu vă aud tare, vă aud clar. Microfonul este deschis. Ia vino aici la microfon. Nu merge. Mă auzi? Este conectat. Chiar se face verde, uitați. Cum vorbim. Eu nu se loc.
Acum auziți? Mă auziți? Colegii, domnii consilieri și doamna consilier online. Conectează-i pe WhatsApp, te rog. Foarte greu, nu înțeleg de ce. Că nu ar trebui să fie nicio problemă. Nici eu nu-mi dau seama. Probă de microfon. Vedeți? Posibil să fie... Să fie de la ei? Conexiunea... Oricum conexiunea e slabă. Da, internetul e un pic mai slab. Văd că imaginea merge bine. Sunetul. Imaginea sunetul este... Vă spun fost... ceva. Opriți imaginea și rămâneți pe sunet. S-ar putea să se audă. Ok, acum ne auziți? Da, bun, este problemă. Da, am oprit imaginea de la mine, de la laptop. Deci suntem pe ordinea de zi, prima de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29 iunie. Cum votați? Pentru. 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 Deci în unanimitatea celor prezenți, primul proiect de pe ordinea de zi a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 6 iulie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din 6 iulie. Cum votați? Pentru. Domnul Modrogan, cum votați pentru ordine? Deci unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 iulie 2023. Supunem la vot. Punctul 3. Aprobarea ședinței, procesului verbal al ședinței din 13 iulie. Cum votați? Pentru. Pentru. Deci unanimitatea celor prezenți. Eu nu am fost. Scuze, domnul Sofronescu. Și eu. Și dumneavoastră. Deci 17, da. 17 minus 2. 15 voturi pentru, 2 abțineri. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 20 iulie 2023. Supunem la vot. Cine este pentru? Ok. Ordinea 4, procesul verbal al ședinței extraordinare de îndată din 20 iulie. Cum votați, vă rog? Pentru. Pentru. În unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia pentru trimestrul 2 al anului 2023. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. Cum votați? Pentru. Pentru. Pentru unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 25 metri pătrați, situat în municipiul Slobozia, strada Decebal, numărul 4, bloc F5, număr cadastral 31522, către domnul Stanciu Stelian. Dacă sunt discuții? Pe scurt, care este părerea mea referitor la acest aspect? Deci domnul Stanciu Stelian, parcă se numește, da, solicită să, în fața Consiliului Local să-i se aprobe vânzarea unui teren de 25 de metri pătrați situat pe strada Decebal. Din punctul meu de vedere, nu este edificat foarte clar dacă în această suprafață de teren există și trotuarul de gardă de în jurul blocului. Pentru că atunci s-ar pune problema dacă noi, Consiliul Local, putem să vindem un teren care nu este al nostru. Consider că la acest moment nu putem analiza oportun și ar trebui să revenim cu adresa către domnul Stelian să ne explice mai bine cum înțelege dumnealui aceste lucruri. Adică acești 25 de metri sunt dincolo de garda de bloc a blocului sau sunt incluși și cei din jurul blocului.
Pentru că atunci ne putem trezi să spunem, după ce votăm acest proiect de hotărâre, semnă să spună, știți, de fapt, eu am 25 de metri după gardă. Da. Și atunci mi se pare că noi nu putem ne depășim atribuție, deci nu putem să adoptăm un proiect de asemenea importanță. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Pentru. Sunteți la proiectul de cu vânzarea? Pentru. Două voturi pentru. Abținut. Doamna Bene Laura, domnul... Deci este vorba de proiectul de pe ordinea de zi numărul 6. Dacă mă auziți, este vorba de vânzarea unui teren de 25 de metri. Sunteți în continuare pentru? Deci, domnul deci doamna Ene Laura, domnul Dorel, domnul Damian Georgică și domnul Nicu Modrogan. Ok, abțineri? Cine să abține ca să... Ok. Deci, 18, 16 abțineri, două voturi pentru. Proiectul nu a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții, reabilitarea prin consolidare și creșterea eficienței energetice a imobilului, sediului primăriei, UAT, municipiul Slobozia. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Pentru. Doamna Ene Laura, pentru. Cum... Bun. Pentru. Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL numărul 103 din 28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea anexei la hotărârea Consiliului Local Slobozia numărul 83/2001, prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia cu modificările și completările ulterioare. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Doamna Ene Laura. Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Slobozia, strada Decebal, bloc G1, scara A, apartament 6, județul Ialomița, acordat școlii gimnaziale numărul 3, Slobozia. Cine este pentru? Comentar și domnul Țintă. Pentru. 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 Unanimitatea celor prezenți, s-a conectat la acest proiect și înainte de vot și domnul Țintă Ștefan. Unanimitatea celor prezenți, da, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, bloc MB20, scara D, apartament 10, județul Ialomița, către Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul 1 al anului 2023. Cine este pentru? Ne auziți? Este ordinea 11, raportul de activitate al asistenților sociali. Cum votați, vă rog? Pentru. Pentru. Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul 2 al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Municipiul Slobozia în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2009 să voteze pentru aprobarea actului adițional numărul 1 la statutul asociației și aprobarea statutului actualizat al ADECO 2009. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru.
Ok, unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Trecem la ordinea. Trecem la suplimentare, da? Proiectul numărul 1 de pe ordinea de suplimentare. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Slobozia cu Muzeul Național al Agriculturii Slobozia și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România, FAPPR, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului Farm Connect România, Târgul Agriculturii Românești, ediția a doua, 2023. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Ok, unanimitatea celor prezenți, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia, luna iulie 2023. Cine este pentru? Proiectul de buget, rectificarea proiectului de buget? Pentru. Pentru. Ok, unanimitatea a fost aprobat. Suplimentarea 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL situat în municipiul Slobozia, strada Răzoare numărul 6, bloc 20, scara A, etaj 3, apartament 17. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Ok, în unanimitate proiectul a fost aprobat. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august 2023-octombrie 2023. Dacă sunt propuneri. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Ok. Deci pentru. Unanimitate, propunerea a fost aprobată. Întrebări, interpelări, puncte de vedere, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, declar ședința închisă. La revedere!